Ja, teste. Continui cu verificatul la puiet. Și am zis hai să vă mai arăt o familie care arată foarte bine la mine aici. Ați văzut, am și colonii care sunt mai mici. De data asta am luat mânușile în mână să pot lucra mai liniștit, mai lejer așa. Și să verific la această colonie acum, verific dacă are mâncare. Și să văd cât puiet poate să aibă o astfel de colonie. Cât de întinsă e albina. Să îndepărtăm unghiile acestea. O să-i le dau înapoi, că mai are încă mâncare în ele. Înainte de toate o să verific un pic câte rame are și această colonie cu puiet, să văd în ce stadiu este. Aici interesant este că are celule pregătite. Are un pic de miere. Undeva peste o lună de zile, în mijlocul aprilie, prin 20 aprilie, așa mă gândesc eu, o să le dau și câte o foaie. În funcție de cum e vremea, că dacă acum avem 2 zile calde și după aia avem o săptămână de 2 săptămâni frig, n-am mai făcut nimica. Încă nu e puiet pe aceste rame. E în pat trece această colonie. Depinde cum ești așezat ca să poți să iei mai ușor ramele. Trebuie să te întorci un pic lateral așa. Iată, densitatea albinei pe rame e destul de bună. Și aici avem prima ramă cu puiet. E o ramă foarte, foarte frumoasă cu puiet. Și pe această parte. Foarte bine. Deci, ca să vă zic să fiu mai corect, anul acesta coloniile care puternice, astea mai mari, au trecut cu brio de iarnă și pentru mine aici e un record. Eu cele mai mari colonii de când le îngrijesc eu, aici în zonă am avut doar pe 4. N-am reușit niciodată să fac o colonie cum este aceasta, de exemplu. Este primul an. Trebuie să menționez că până anul trecut, față de alți ani ce am făcut în plus, a fost adăugarea în îngrijirea albinelor. Un fel de tratament cu uleiuri esențiale în continuu. Și aceasta este diferența. Deci așa arată coloniile. În mare parte sunt frumoase. Că sunt pe 4, pe 5, pe 6, ele sunt frumoase.
în afară de care a avut o problemă în toamnă, restul arată bine. Unii n-au fost de acord cu adăpătorul acela al meu de cu borcane. Iată, puiet, avem puiet frumos. Acum, în comparație cu alte stupini unde se face o îngrijire specială pentru a obține puiet, consider că și fără nicio îngrijire specială, dacă albina e sănătoasă și densitatea e bine estimată pe rame, adică strângerea cuibului, atunci puteți să obțineți o colonie frumoasă și fără îngrijire specială. Și totodată cu această ocazie, cei interesați să achiziționeze câteva colonii de albine, mă refer la cei care vor să înceapă, le am la vânzare vreo câteva colonii, cei interesați să mă contacteze, să scrie în comentariu sau... cum dorește fiecare. Acum eu continui să pun folia la toți și verific și măcile, că e posibil să mai cadă câte una, chiar dacă au ieșit din iarnă, și atunci să luăm măsurile respective. Această colonie sigur o să aibă capacitate să crească o foaie în aprilie. Iată așa, foarte frumos. Eu acum le pun folia, săptămâna viitoare le pun tratament chimic. Pun un tratament chimic pe bază de varachet și scabatox. O să vă prezint. Chiar dacă nu cad păduci, chiar ca în luna octombrie, să vedem acolo roșu de păduci, nu ăsta e scopul. Scopul nostru la tratamentul de primăvară este de a omorâ măcar 10-15 păduci. Atât e scopul, fiindcă acei 10-15 păduri se fac de 50 de ori. Înmulțirea lor o mulțiți cu 50. 10 păduri acum omorâți, în toamnă scutiți 500. Iată așa. Eu nu vreau să le dezvolt foarte puternic. Ele se dezvoltă așa de capul lor acum, că de ce nu vreau așa puternice, fiindcă la mine încă nu am mugur la nimica. Salcia cred că are muguraș, acolo aduce polen, așa că nu are, n-am ce să fac cu o stimulare așa abuzivă. Oricum, asta în aprilie mai primește o foaie, mai primește încă două rame, am mâncare și este pregătit cu rame de mâncare la el. Va primi siropul cu antinosemoză, sirop antinosema, că acum trebuie să vă spun și despre acel adăpător, acolo am un tratament antinosemoz. Ca să înțeleagă oamenii că adăpătura l-am făcut așa de frumusețe. Și am preferat așa, să le dau acolo, să... ieși afară pușcaicul de acolo. Albinuță tânără.
Am tot auzit la apicultorii că vorbesc de albine, tinerele. E simplu, se văd că au pufalețe așa pe spate. Puf, apuișorii de găină. Am ajuns și eu să le pun folie. Eu mulțumesc la toți care mă vizionează și mulțumesc și la cei apicultori care postează diferite filme, fiindcă putem să ne ambiționăm unul de la altul, să încercăm să fim mai buni, să învățăm mai multe. Așa, încet, încet, fiecare ia ce vrea de la fiecare. Bine, cu acest filmulețe. E posibil să mai am câte ceva de arătat, poate la măcile roșii, măcuța roșie, au iernat foarte bine și o să vă arăt ce înseamnă să iernesc pe două rame un an înainte. Deci anul trecut am iernat pe două rame acea măcuță și acum o să vă arăt cum arată ea la ora asta. Și mulțumesc și lui Marian Ilie, care prima dată l-am criticat. Acum un an și am început să-l critic și după ce am ajuns și eu să îi folosesc rețetele cu uleiurile esențiale. Bine, până data viitoare, numai bine!